La pagina 552, la capitolul 40 din Iov, vom citi primele 14 versete, dar ne vom folosi de primele 6, dar să știm tot textul. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care musti pe Dumnezeu, mai ai un răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinde-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Ai tu un braț ca lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale și dobară cu privire pe cei trufași. Smerește cu privire pe cei trufași. Zdrobește pe loc pe cei răi. Ascunde pe toți împreună în țărână, învelește-le în fața întuneric. Și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Amin. Vă rog să ne ocupați locul. Doresc mai întâi de toate să binecuvintez pe Dumnezeul nostru Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. M-am bucurat mult în această zi de îndemnul care s-a dus de către frați și mai mult în această seară m-am bucurat și am văzut cum Duhul lui Dumnezeu lucrează și ne învață în fiecare zi prin unii frați, prin alții frați din alte locuri și m-am gândit în timp ce fratele Adi vorbea în cuvântul Domnului și ne îndemna la această rugăciune. Aseară la rugăciune, un frate avea o vedere și ne mărturisea că mulți din locul acesta, fratele Adi n-a fost la biserică și n-a știut, la fel n-a fost la rugăciune. Și zice, mulți din locul acesta, una suntem în biserică și alta suntem afară. Una vorbim aici și alta vorbim afară. Una facem aici în biserică și alta facem afară. Eu zic că în această seară, Duhul Dumnezeu să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi. Ceea ce suntem aici, să fim și afară. Ceea ce vorbim aici, să vorbim și afară. Ceea ce privim cu ochii noștri, când suntem în preajma fraților, a surorilor, a cunoștințelor noastre, să privim și atunci când suntem singuri. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Vreau să vă spun, s-a amintit și săptămâna aceasta și de dimineață, după spusele maiașilor, în data de 21 decembrie trebuia să se termine cu lumea aceasta, da? Mulți s-au frământat și au pus mari întrebări și cred că între creștini s-au pus, se întrebau unii față alții și puneau multe probleme, dar ceea ce m-am frământat și m-am gândit și m-a durut mai mult pe mine este că și noi creștinii ne-am îngrijorat. Știți că și atunci când spun oamenii că se sfârșește lumea, știți ce se întâmplă? Vine Domnul Iisus. Deci, frații mei, ori noi nu-L așteptăm pe Domnul Iisus, ori noi suntem pregătiți pentru a aștepta pe El, pentru vederea Lui. Una din două. Cred că mulți au fost care s-au bucurat și au spus, vai ce bine că nu s-a gătat lumea. Și mai putem să ne vedem treburile noastre, mai avem de rezolvat poate unele probleme, să ne bucurăm de ceea ce am strâns, ceea ce avem cu familiile noastre. Dar, frații mei, așa cum s-a amintit și de dimineață, pentru tine s-ar putea să te termine astăzi sau mâine, sau poi mâine, să te trebuie să te întâlnești cu Creatorul tău. Zic, Doamne, ajută-ne să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Amin. Textul din această seară și titlul care a fost propus pentru această seară a fost argumentele sau motivele lui Dumnezeu. S-a vorbit foarte mult despre Iov în această lună și
Cred că v-ați și săturat unii de Iob și de tot de suferință și tot de probleme și tot de... Dar m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dacă mai ai ceva de nespus, spune-ne, spune-ne și învață-ne din acest cuvânt. Și vreau să vă spun că Dumnezeu atunci când ne-a chemat la pocăință și Matei spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut Domnul Iisus o chemare și a spus, veniți la mine voi cei trudiți și povorați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Deci Domnul Iisus Hristos când ne-a chemat la pocăință nu ne-a promis și nu ne-a zis că nu o să avem necazuri, nu o să avem probleme, nu o să avem dificultăți în viață și totul o să fie ok. Cu Domnul Iisus să fim bine, nu o să avem probleme, nu o să avem necazuri. Nu! Nu ne-a promis lucrul acesta. În schimb, ne-a promis că va fi cu noi. Dacă vom trece, spune, prin ape, apele nu ne vor neca. Dacă vom trece prin foc, focul nu ne va arde, pentru că El este cu noi. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos ne-a făcut o singură făgăduință și a spus în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 25, că Domnul ne-a făcut făgăduința aceasta. Viața veșnică. Aceasta a fost făgăduința care a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Nu ne-a promis că nu să avem necazuri și îngrijorări și probleme, dar a spus că Domnul Iisus va fi cu noi în fiecare zi din viețile noastre. Slăviți să fie Domnul! Domnul Iisus Hristos a urmărit și Dumnezeu a urmărit sufletul nostru. Ca sufletul nostru să fie salvat, nu să ne fie bine, să nu fie bine trupul acesta, să slege inima de lucrul acesta, de pământul acesta. Și Dumnezeu, în planul Lui de mântuire, a urmărit sufletele oamenilor. Dumnezeu are pentru noi și pentru fiecare dintre noi un plan. Și ceea ce dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, așa cum a spus, este să ajungă mântuit în Împărăția Lui. Spune Ioan în capitolul 3, cu versetul 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața asta bine, să trăiască bine, așa o zis, nu. Să aibă viață veșnică, să fie Domnul. Atunci când trecem, frații mei, prin încercări, prin probleme, prin suferințe, așa cum a trecut și robul lui Dumnezeu, Iob, Dumnezeu are motive, are argumentele Lui ca să trecem prin aceasta. Și vreau să spun că omul acesta, Iob, n-a înțeles lucrul acesta cum nici voi de multe ori și de cele mai multe ori nu înțelege lucrul acesta. Vreau să trecem puțin așa repede prin istoria și prin ceea ce a trecut Iob, ca să înțelegem la sfârșit ceea ce vreau să vă spun. Dumnezeu spune că a făcut un sfat în cer și era acolo cu fiii lui împreună și nu știu despre ce vorbeau, că nu spune cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi spune că dintr-o dată, atunci în ședința aceea, în mijlocul lor, s-a prezentat Satan. M-am gândit ce interesant, mă, nici măcar nu vine pe furiș cumva să se pui așa mai deoparte, mai într-o lată, și nu vine în mijlocul lor. S-a prezentat acolo în mijlocul lui, întreruptă ședința și spune că Dumnezeu s-a oprit din ceea ce vorbea și a început să vorbească cu Satan și a spus, de unde vii? Și spune că își vin de la primarea care a făcut-o pe pământ și de la puterarea care a făcut-o pe el. Și Dumnezeu îl întreabă că dacă a văzut pe robul lui și spune, da, l-a văzut, e bine, zice, îi merge bine. Și aici vreau să spun că Satan a spune lui Dumnezeu, zice, normal că îi merge bine. Zice, tu l-ai dobrotit, zice, tu ai dat casă lui și tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinile lui și turmele lui, ce acoperă toată țara. Dar și ea întinde mâna și atinge de tot ce are și încredințat sunt că te va pretema în față. Și Dumnezeu spune, du-te. Du-te și fă lucrul acesta. Dar zice, de el să nu te atingi. Și Satana merge și face lucrul lui, omoară și pierde tot ce a avut eu, tot ce a agonisit și ce a strâns. Și ia uitați ce spune Iov când după ce s-a întâmplat toate aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu versetul 21 din capitolul 1.
Ascultați cu mare atenție, spune. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Până aici totul ok. Foarte bine. Putea să zică Dumnezeu, gata. L-am încercat pe Iov, a văzut că el a fost credincios, n-a păcătuit cu absolut nimic față de mine. O și biruitor din aceasta, gata, pun la loc de cinste, binecuvântez din nou, nu. Spune că-și, din nou, a doua oră, satana, cere să se atingă de Iov. Deci de două ori a mers în cer la Dumnezeu și o stăruit. Deci a fost o luptă pentru sufletul lui Iov între satana și Dumnezeu. Satana vrea să se piardă sufletul lui Iov. Era un om neprihănit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să spun că Dumnezeu îi spune, du-te și atinge-te de el, de trupul lui, dar de sufletul lui să nu te atingi. Spune că satan a mers și l-a lovit pe Iov cu o bubă rea din tapa piciorului până în creștetul capului. Și vreau să spun și să meditați și dumneavoastră la acest lucru. Al doilea răspuns care l-a dat Iov nevestei sale și ascultați cu mare atenție ce spune. După ce vine suferința peste el, după ce Dumnezeu îngăduie pe satana ca să se atingă de trupul lui, și spune așa. Dar Iov i-a răspuns în versetul 10 din capitolul 2. Vorbești ca o femeie nebună. Ce? De la Dumnezeu primim binele și să nu primim răul? În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Vă rog să faceți o asemănare și o comparație între primul răspuns care îl dă Iov, când pierde toate lucrurile, tot ce a găsit el, și a doilea răspuns care îl dă Iov atunci când era el în suferință, atunci când era el implicat direct. Aici nu răspunde și nu confirmă, aici răspunde cu o întrebare de vestei sale și spune că ce, nu trebuie să primim și răul dacă am primit și binele? El nu confirmă. El pune, răspunde cu această întrebare. Și apoi spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Vreau să mergem mai departe și vreau să vă spun că nu-i greșit. Durerea și necazul lui Iov a fost mare. Deci nu vreau să spun că și răbdarea și ceea ce a trecut, prin ceea ce a trecut Iov a fost ceva, poate și noi am trecut, nu, deci au trecut printr-o suferință grea. Spune că și atunci când cei, în capitolul 2, în versetul 12, când cei trei prieteni au venit la el să-l mângâie, spune că și l-au privit de departe și nu l-au mai recunoscut. Vă dați seama cât s-a putut schimba omul acela? Cât de grea a putut fi suferința? Apoi spune că a stat lângă el 7 zile și 7 nopți ca să poată să-i spună ceva, să-l mângâie, să-l ajute în durerea lui. Suferința lui Iov a fost mare în trupul lui. Dar ceea ce e mai mult și cel mai mult îl deranja pe Iov era că el suferea pe nedrept. Și vreau să mă documentez cu acest lucru și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Iov, în capitolul 27. Și vreau să citim primele trei versete și apoi eu să mai citim în context. Ceea ce pe Iov îl deranja cel mai mult și vroia să dovedească nevestei lui, să dovedească celor trei prieteni al lui care au venit să-l ajute și mai mult decât să-l ajute, l-au curcat pe Iov. Și spune Iov că și-a luat cuvântul și-a vorbit și-a zis. Viu este, în capitolul 27, versetul 2 jos. Viu este Dumnezeu care nu îmi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care mă amărăște viața. Căci atâta vreme cât voi avea sufletul și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept. Limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptate și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Ascultați ce spune Iov. Un om care putea să dea socoteală pentru fiecare zi din viața lui.
Și zice că nu-l mustră conștiința pentru nici una din zilele lui. M-am gândit personal la mine. Câte zile din viața mea, poate din viața dumneavoastră, poate am vrea să fie tăiată, să nu auzim de ele, să nu ne amintim de ele. Dar omul acesta spune că nu este rușine și poate să... Și spune că nu-l mustră conștiința pentru nici una din zilele lui trăite. Vreau să mergem mai departe și în al doilea text, în capitolul 34, din nou Iob merge indignat la prietenul lui și spune cumva, sunt nevinovat, nu știu de ce mi se întâmplă lucrul acesta, nu știu de ce Dumnezeu îmi dă lucrul acesta în viața mea. Sunt nevinovat și ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Iob, capitolul 34. Ascultați înțelepților cuvintele mele, luați aminte de la mine pricepuților, căci urechea mea deosebește cuvintele cum gustă celul curii bucatele. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Iob a zis, sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi facă dreptate. Ascultați pe omul acesta cu câtă tărie. Spune, și merge înaintea prietenului lui și spune, căci el este nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Poate și noi de multe ori judecăm. Se întâmplă necaz în familia cu tare, auzim de probleme în altă familie. Vede frați care suferă. Și spunem, știm de ce se întâmplă. Are el patimile lui, păcatele lui, are el problemele lui și Dumnezeu spune că și mai vine și cu Biblia și spune că pe cine îl iubește Dumnezeu îl pedepsește și așa mai departe. Dar vedem că omul acesta era nevinovat și vroia să demonstreze nevinovăția lui în fața celor trei prieteni. Vreau să vă spun că și Dumnezeu n-a rămas nepăsător și nu s-a uitat poate cu nepăsare la Iob să-i placă, să vadă că suferă și să vadă că geme acolo în suferința lui. Spune că atunci când era el cel mai necăjit, când era poate cel mai supărat, el poate au zis, dacă astăzi se rezolvă problemele, nu mai cred în nimic și în nimic. Când era furtuna cea mai grea, spune că și Dumnezeu a venit la Iob. Până aici n-am auzit nimic. Că Dumnezeu a fi venit la Iob și l-ar fi înghiat, l-ar fi întărit, nu. Spune capitolul 40, căci Dumnezeu a vorbit lui Iob din mijlocul furtunii, capitolul 38. Dumnezeu a venit în mijlocul furtunii atunci când era Iob în cea mai mare durere. A venit la el. Știți pentru ce a venit? O să vedem mai încolo. Îl întreabă următoarea cuvinte, următoarea întrebări în capitolul 40, versetul 2. Măi, Iob, tu ești încredințat despre ceea ce vorbești tu. Ești încredințat tu acum care vorbești împotriva celui preanalt. Tu chiar crezi ceea ce spui. Tu chiar crezi că ești nevinovat. Tu chiar crezi că nu pasă de tine să te vădă suferind, îmi place mie. Apoi spune, tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai un răspuns? O mustrat eu pe Dumnezeu? Să știți că scârtirile noastre, nemulțumirile noastre, întrebările noastre în ghilimele, care nu sunt întrebări, ajung înaintea Dumnezeu ca și o mustrare. Vreau să vă dau un exemplu. Avem copii, fiecare dintre noi. Și când face ceva, face câte o bocănă, face ceva greșit, mergem și sub formă de întrebare îl mustrăm și spunem, de ce ai făcut asta? Ce faceți? Îl întrebați sau îl mustrați? Așa e că îl mustrați. De multe ori mergem și noi înaintea lui Dumnezeu și spunem același lucru. Doamne, de ce mi se întâmplă mie? Doamne, de ce am gândit asta în viața mea? De ce eu nu am de lucru ca ceilalți frați? De ce nu eu pot să am o familie? De ce nu pot să fiu bine, ok, să mă bucur împreună cu toții? Și mergem înaintea Dumnezeu și ne certăm cu Dumnezeu.
Și eu am făcut același lucru. Pune că și el și-a pus în gând că el o să-l dovedească nevinovăția înaintea celor trei prieteni, înaintea nevestei lui și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el era nevinovat pentru ceea ce se întâmpla lui. Frații mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu a venit la Iov să mângâie. Îți spune, gata, Iov, destul cu suferința, ai suferit destul, am văzut că ai trecut biruitor, nu te-ai repădat de mine, gata, acum te vinde, te binecuvântez din nou, o să te pun din nou pe picior mare, nu, nu, nu. Știi ce a făcut Dumnezeu? O vine și l-a mustrat. Destul a fost suferința lui în trup, cei trei prieteni al lui, nevastă-sa, o veni și Dumnezeu la el. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 38, versetul 2. Cine este acel care îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Vine Dumnezeu la Iov și îi pune această întrebare. Cine ești tu, Iov, ca să îmi întune și mie planul care l-am cu privire la tine? El nu știa despre ceea ce s-a vorbit în cer, despre sfatul lui Dumnezeu, despre discuția de Dumnezeu cu Satana. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu vine și îl mustră. Și pune, am citit în capitolul 40, 41 și 42, aproximativ 80 de întrebări. Poate am greșit, am lăbit, mai cercetat dumneavoastră Scripturile și spune multe întrebări lui Iov. Să zic așa, cumva Dumnezeu, numai eu, hai acum, pune-te pe scaunul meu și acum eu te întreb pe tine și tu să-mi răspunzi. Da. Și pune aproximativ 80 de întrebări lui Iov și Iov nu zice nimic. Aici, citind aceste întrebări, am știut și eu că de la sfătreștele noastre. Și știți care e cel mai nepriceput animal? Cine vede? Tot trebuie să ne uităm la documentare și aici ne spune Biblia. Ce că strusul. Strusul zice că e fără pricepere, fără minte. Dumnezeu așa l-a lăsat. Fără minte. E cel mai prost animal. Și multe alte lucruri. Nu vreau să vorbim despre acestea, în această seară, dar Dumnezeu vine și întreabă mai multe întrebări despre lucrarea lui Dumnezeu, despre ceea ce a creat Dumnezeu, despre ceea ce a făcut Dumnezeu, despre puterea Lui, despre măreția Lui și îl întreabă, vorbește tu dacă tu știi aceste lucruri, în capitolul 38, versetul 18. Și spune tu dacă știi aceste lucruri. Pune locul tău când m-ar fi zis Dumnezeu. Stai tu aici, dacă tu știi aceste lucruri, schimbăm rolurile și acum să văd eu. Și invers, dar nu. Ascultați ce spune Iov în capitolul 40, în versetul 3. Spune că își răspunde Iov lui Dumnezeu. Și nu merge înainte la Dumnezeu cu plângeri să zică, Doamne, tu nu vezi cât am suferit. Tu nu vezi cât am răbdat. Tu nu vezi nevastă la care zilnic stă de mine să te blastăm. Spune că își, Doamne, eu sunt prea mic. Ce să spun? Îmi pun mâna la gură. Dar cum eu? Tu care ai mers înaintea prietenilor și ai spus că vii să-ți aperi de nevinovăția? Tu care ai spus și ai stăruit că să vei apăra nevinovăția până la sfârșit? Acum vii cu mine și stai de vorbă. Și când ai această ocazie să-mi spui mie și să dovedești că ești nevinovat, spui că ești prea mic, spui că îți pui mâna la gură și nu mai vorbești. Vreau să vă spun că omul acela, în momentele acelea, a privit la el. Și a privit la Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Amin. De multe ori și noi, dragii mei, frați și surori, trebuie să ne punem mâna la gură.
Spune în capitolul 42, versetul 3. Am auzit, am vorbit fără să te înțeleg, fără să înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep pe atunci ce spune eu. O vorbit fără să cunoască planul lui Dumnezeu. Fără să cunoască ceea ce Dumnezeu avea de lucrat cu el. Vreau să spun că și de și noi de multe ori trebuie să ne oprim din poate din rugăciunile noastre continuă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune plângerea lui Ieremia, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Să știți și din Psalmul 4 astăzi și spune, versetul 4 spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat. Apoi, tăceți. Vreau să vă mărturisesc ceva. Aseară eram la rugăciune cu mai mulți frați. Ne-am bucurat în Domnul. Și am fost și atât am spus Domnului. Mergea curam până atunci, am atunci mergea la rugăciune. Și au fost și mai multe vase de lucru acolo și spuneam Domnului să vorbească, eu mi-am două cauze înaintea Domnului. Și atât am stat de el și era atât acum rugăciunea să mergem acasă și nu m-am mai rugat. Stăteam acolo și lăudam pe Domnul. Și atunci a venit Domnul și mi-a rugat. Este un moment în viața noastră când trebuie să tăcem. Să ne oprim. Dacă tot vorbim noi într-una, când să vorbească Dumnezeu? Dacă vrei să-i auzi vocea lui Dumnezeu, mai oprește-te. Și ascultă glasul Domnului, să vii să fie Domnul. Vreau să vă spun câteva calități ale Dumnezeu. În Psalmul 95, versetul 3, spune că și Domnul este un Dumnezeu mare și umple universul, să vii să fie numele. Apoi în Isaia, în Psalmul, în Deuteronom, pardon, în capitolul 4, versetul 24, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, dar ne iubește. Slăvit să fie Domnul. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu, în Psalmul 115, versetul 3, Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea El. Deci dacă Dumnezeu face tot ce vrea El, cine suntem noi să mergem să spunem, Doamne, făcutare lucru sau făcutare lucru. Spune, Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea slăvit să fie Domnul. Apoi vreau să mai spun că și în Isaia, capitolul 6, versetul 3 și în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5 spune că Dumnezeu este Sfânt. S-a știut, s-a gândat această dimineață de către cor o cântare și toate versurile la început spunea Sfânt de trei ori. Și m-am gândit, citind și pregătindu-mi pentru acest mesaj, Doamne, ce ai spus tu de trei ori? Ești Sfânt. V-am amintit, v-am mai spus dumneavoastră că când Dumnezeu vrea să ne spună ceva și că Domnul Iisus a spunea ceva foarte important oamenilor, atunci când era pe pământ, repeta lucrurile. Zicea cuvântul de două ori. Să vă dau un exemplu, zicea adevărat vă spun, da? De două ori. Putea să zic adevărat vă spun, nu? Aici Dumnezeu și Isaia și Apocalipsa și Ioan spune că Sfânt este Domnul. Ne spune de trei ori ca să vedem cât este Sfânt Domnul. Și ne vrea și pe noi Sfinți slăviți să fie numele Domnului. Vreau să mă duc spre încheiere, frații mei, dar vreau să mai spun un cuvânt. Iov, Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Iov s-a lăudat cu Dumnezeu. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă e frumos să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Slavă Domnului. Vedeam una de seară spre biserică în această săptămână
și am deschis cuvântul Domnului la Psalmul 15, pe mașină veneam. M-am oprit la un semafor și am deschis Biblia și am zis, Doamne, dă-mi cuvânt. Și am citit acolo câteva cuvinte. Și Dumnezeu m-a luminat în această direcție. Vreau să vă spun că foarte frumos să se lăudăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nostru e mare, să vrei să fie El. Așa e? Foarte frumos. Dar să te lauzi tu cu Dumnezeul tău. Tu să te lauzi cu Dumnezeul tău. Cu Dumnezeul nostru. Așa e un pic de diferență. Vreau să vă explic un pic. Poți să-L lauzi pe Dumnezeu, poți să cânți în cor, poți să predici, ascultați-mă bine ce vă spun, să nu-L cunoști. Să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Poți să-L lauzi pe cineva. Au tineri, mă duc foarte mult cu tinerii în alte biserici, au tineri vorbind, lăudând, jucători de fotbal, cântăreți, staruri. Și laudă. Îi laudă. Le place de ei. Dar ei n-au nicio legătură cu oamenii aceștia. Nu-i cunosc. Am făcut această comparație să știm, să înțelegem și noi lucrul acesta. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă n-ai experiențele tale personale cu Dumnezeu, dacă nu te lauzi tu cu Dumnezeul tău, cu Dumnezeul nostru, să știi că s-ar putea să nu-L cunoști. Vii aici la grămadă și îți spune, mare Dumnezeul nostru, mare este El. Dar s-ar putea să n-ai nicio legătură cu El. Doamne, ferește-te din acest lucru. Vreau să ne punem o întrebare această seară, plecând de locul acesta. Să plecăm cu acest gând. Dacă te poți lăuda cu ce a lucrat Dumnezeu în viața ta, în săptămâna aceasta. Dacă ar veni fratele Iulian sau fratele Trifan în familie noastră în săptămâna aceasta să spună, spune-ne frate, tu frate Rauca, frate Viorel, ce-a lucrat Dumnezeu în săptămâna asta în tine? Ce-a lucrat Dumnezeu în tine în luna aceasta care a trecut? Ce-a lucrat Dumnezeu în anul acesta care a trecut în tine? Vei avea cu ce să te lauzi? Vei avea și să spui, Doamne, ajută-ne să putem să avem experiențe cu Tine, să trăim zilnic cu Tine, să ne lăudăm cu Tine. Psalmul 105 spune cuvântul Domnului. Vreau să vă citesc două versete după care să ieșim cu ei. Spune, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Ați văzut oameni păloși? Mai, la noi se mai spune loftul, să fii loftul, când te mândrești ceva. Cuvântul Domnului ne dă voie să ne părim, să ne mândrim. Dar să ne mândrim cu El. Atunci când vorbim despre El, să scoatem pe El în evidență, nu pe noi. Că El este Cel care face lucrarea, să vi se fie numele. Vreau să închei. Și vreau să mergem cu acest gând. Dacă până aici n-ai avut o părtășie personală cu Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, n-ai avut tu timpul tău personal cu Dumnezeu în care să-L implici pe Dumnezeu, în care să-i vezi mâna Lui, cea puternică, mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului, pune pe Dumnezeu la încercare și vei vedea mâna Lui, cea puternică. Amin.